Dominic Fritz girează pentru profesionalismul și bunele intenții ale noului City Manager pe care l-a ales chiar el, printr-un proces de selecție riguros. Obiectivele principale ale noului angajat din conducerea administrației vor fi reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor, gestionarea resurselor, valorificarea patrimoniului și creșterea calității serviciului public. Odată cu semnătura de ordonator de credite, noul administrator al orașului preia și răspunderea financiară. În acest proces de selecție în care noi ne-am văzut de mai multe ori, am avut mai multe etape de interviuri, am constatat că Matei Crebeanu și eu avem o viziune comună asupra dezvoltării Timișoarei. Este un pasionat, aș spune, de dezvoltare urbană, de concepte moderne a dezvoltării urbane și, bineînțeles, prin jobul lui este foarte bine conectat de toate ideile și strategiile moderne de dezvoltare urbană. Mă bucur foarte mult încă o dată că am reușit să atragem sau am început să atragem în primăria Timișoara cei mai buni profesioniști din România. Timișoara merită să aibă profesioniști de top în administrație care să vadă potențialul orașului, să-i rezolve probleme structurale și să ducă orașul în direcția modernizării. Matei Crăiveanu este economist, are 42 de ani și s-a născut în București. În ultimii 7 ani a fost reprezentantul regional al unei bănci austriece în România și a lucrat cu administrația publică din Europa Central-Trăsăriteană. Din această poziție a inițiat și a structurat finanțări municipale pentru orașe precum Oradea, Brașov, Iași și Craiova. Noul City Manager a făcut pasul dinspre privat către sectorul public pentru că a fost atras de viziunea noii administrații. Știe că îl așteaptă provocări, dar simte că aparține deja unei echipe de invidiat în fruntea Timișoarei. E foarte clar că bugetul și orașul acesta susțin contribuabili, îl susține fiecare timișorean prin taxele și impozitele locale. Dar cea mai mare categorie de venituri nu sunt acestea. Cea mai mare categorie de venituri sunt impozitele pe venitul salariaților, care firește sunt plătite tot de salariați, indirect, dar mari plătitori ai acestei categorii de venituri sunt mari contribuabili ai Timișoarei și mari angajatori. Ori noi vom căuta o apropiere cât mai puternică de acești mari angajatori, pentru că în situație de pandemie este esențial să păstrăm locurile de muncă în Timișoara, să creștem numărul de locuri de muncă și pentru asta trebuie să intrăm într-un dialog cu mari angajatori ai orașului, să înțelegem de ce sunt aici, de ce sunt în Timișoara, pentru că de cele mai multe ori sunt multinaționale care au la dispoziție opțiuni infinite. Păi pot să se stabilească de la Bratislava până în Vietnam, oriunde. Și trebuie să înțelegem de ce sunt în Timișoara, de ce au rămas în Timișoara, ce îi poate face să continue să lucreze în Timișoara și ce îi poate face în special să-și dezvolte activitatea economică în Timișoara. Întocmirea bugetului pe anul 2021 va fi prioritatea noului City Manager, care va încerca o variantă prudentă a cheltuielilor, pentru mai multă siguranță în pandemie și traversarea unei perioade incerte din punct de vedere economic.